Bună ziua, dragi prieteni, vă salut cu drag de aici din platoul TV Cluj AM. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi. De această dată vorbim despre ce înseamnă să fii taximetrist în Cluj-Napoca, cum a fost afectat acest sector de pandemie, care sunt nemulțumirile taximetriștilor, dar și despre inovare în acest domeniu, cu cei doi taximetriști invitați la noi în platou, respectiv domnul Florin Toma și Gheorghe Ilca. Bună ziua și bine ați venit la noi în platou! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim că ați acceptat invitația, iată, pentru că este un subiect interesant și pentru cei de acasă, pentru că, iată, nu prea se știu multe din taximetrie și este bine ca să le aducem la cunoștință și celor care ne privesc. Ce înseamnă mai exact să fii taximetrist într-un oraș ca municipiul Cluj-Napoca, iată? Aglomerat? Înainte de pandemie vorbim. În zilele de pandemie sau în zilele care le trăim acum, nu ne mai confruntăm cu aglomerația. În schimb, ne confruntăm cu lipsa călătorilor, nu din dorința sau lipsa dorințelor de a călători, ci din cauza condițiilor impuse, nu au unde să călătorească. Călătorile cu taxiul au fost rădite pentru că nu mai pot să iasă la restaurant, nu mai pot să meargă la o petrecere și atunci aceste călătorii au fost scoase de pe ordinea de zi a călătorilor, a clienților noștri. Și cu școala la fel se întâmpla? Școala online a afectat foarte mult transportul copiilor. Erau copii de dus și de adus de la școală. Da, ne-a afectat foarte, foarte grav pandemia și măsurile impuse. Am ajuns să lucrăm undeva la 30-40% din capacitatea de lucru a unei mașini de taxi, a unui taximetru. Cu un program îndelungat. Adică nu mai se stă 10 ore, că se stă 12-14 ore ca să putem face cei 40%. Poate înainte se stătea 8 ore și se încasa destul de bine. Într-adevăr, un an foarte greu, dar încercăm să facem pe plac tuturor clienților prin tot felul de... No, acum ați văzut, nu știu dacă ați umblat în ultimul timp, s-au pus separatoare între șofer și pentru respectarea regulilor. Da, da, pentru a respecta regulile și așa. V-ați conformat, nu-i așa? Ați echipat mașinile corespunzător pentru a preveni, iată, orice risc? Da, da, da. Să încurajăm să circule cu taxiul cât este nevoie. Sunt practic și multe investiții, nu doar... Sunt investițiile care necesită siguranța călătorilor și, pe de altă parte, investiția în gadgeturi ca să încasăm fără să mai folosim banii cash, POS, transfer prin aplicații gen, nu fac reclamă la o bancă anume, dar prin Pay, ca să facem plata online a cursei cu taxiul, să evităm a avea contact fizic cu banii. Toate aceste aspecte, iată, sunt practic impuse, nu? Și dumneavoastră, ca și companie de taxi, trebuie să reglementați, iată, aceste situații pentru a fi la înălțimea cerințelor și pentru a putea funcționa. Pentru a putea funcționa, noi am venit cu ceva suplimentar pe lângă cele impuse, oferim dezinfectantul cadou, masca cadou, și sunt situații când facem și reducere la curse, o să povestim despre o aplicație pe care am dezvoltat-o noi și în cadrul acelei aplicații avem reduceri pentru călătorii cu taxiul care comandă prin aplicația respectivă. Da, propun să intrăm puțin, iată, în acest subiect cu aplicația, pentru că Asociația Taxi Transilvania este deținătoarea, nu-i așa, aplicației Click Taxi. O vedem, da, și în imagine, poate ne explicați cum funcționează, cum, iată, cum poate fi accesată de către clienți? Click Taxi este o aplicație care a luat naștere în urmă cu un an de zile din voința unor colegi taximetriști. Împreună cu ei, noi am dezvoltat ideea de a face o aplicație să fie mai ușor de a comanda taxiul decât pe vechile metode sau ieșit în stradă și făcut cu mâna, hei, taxi. Oprește. Am inovat ceva care să ajute clientul să-și comande o mașină. Și ca să fie a tuturor celor care intră în proiect, această aplicație s-a
implementat în, ca să fie deținută de o asociație, am înființat o asociație, Asociația Taxi Transilvania, și acea asociație deține aplicația și cine este membru în asociație este coproprietar al aplicației. Deci, cu alte cuvinte, este aplicația taximetriștilor clujeni. Și câți membri, iată, sunt în asociație? Membrii în asociație, în momentul de față, avem în jur la 100, 100 și ceva, și utilizatorii ai aplicației, șoferi utilizatori, variază între 150 și 180 de la lună la lună, sunt care își iau concediu și atunci nu utilizează aplicația, și numărul variază de la lună la lună pentru cei care nu utilizează aplicația în perioada respectivă, când sunt în concediu sau nu lucrează. Practic, această aplicație s-a dezvoltat, iată, chiar în perioada pandemiei, nu-i așa? Da. Pentru că este relativ nouă. Da, este înființată în februarie 2020, sau mai bine zis, bazele proiectului au fost puse în februarie 2020, în martie a ieșit pe piață, după care am fost obligați să o ținem o perioadă pe linie de plutire, să nu zicem linie moartă, pe linie de plutire, și expansiunea propriu-zisă a fost în mai 2020. Atunci a explodat, practic. Da, s-au mai rărit, să zicem, măsurile de izolare. Atunci am putut ieși la o plimbare, la alte călătorii cu taxiul, și am zis că e momentul potrivit să o facem cunoscută călătorilor care doresc să facă comandă la taxi. De ce este utilă, iată, această aplicație? Și timpul, durata, nu-i așa? Este mai scurt față de telefonul clasic când... Îi dau voie la Florin, pentru că el este... Care sunt avantajele, iată? Avantajele care ar putea fi, în primul rând, această aplicație are mașini de la toate dispeceratele din Cluj-Napoca. Adică nu e nevoie să suni la un dispecerat, nu vă găsim taxi, sun la următorul dispecerat, nu vă găsim taxi, și tot așa să le iei pe rând până găsește pe cineva. Practic ușurează munca taximetriștilor, pentru că cel mai apropiat de comandă se va duce, deci uzura mașinii scade. Și noi am mai avut înainte de a lansa aplicația asta, a fost o aplicație care ne-a ajutat foarte mult, dar s-a rebranduit. Și am zis că e o ocazie foarte bună să ne facem ceva al nostru, să nu se mai vândă. Tocmai din cauza asta s-a făcut o asociație. În acest proiect sunt înscriși peste 300 de oameni, 300 de taximetriști, dar având în vedere că e pandemie și așa, multe mașini sunt pe dreapta. Nu putem funcționa la capacitate maximă, nu putem, cu toată flota exact, de mașini. Exact, exact. Timpul de comandă e undeva la 12 secunde, așteptarea unei mașini, 12 secunde ca șoferul să se anunțe la o comandă, după care 2-3 minute, 4, depinde de trafic, depinde de zona unde se află, că sunt zone în care ajunge taximetristul 7-8 minute, nu neapărat la... Dar sunt zone în centru, nu cred că nu s-ar găsi o mașină la un minut. Ce să vă mai zic despre plata cu cardul? Avem opțiunea cu plata cu cardul. Își poate selecta mai multe opțiuni acolo. Evită orice neplăcere. Sunt taximetriști care nu acceptă, spre exemplu, animale de companie în mașină, și atunci clientul își bifează opțiunea cu animal de companie și se vor duce doar șoferii de taxiuri care acceptă animal de companie, sau care au, deocamdată nu sunt toate mașinile dotate cu POS, până la 31 martie ar trebui să fie toate dotate, dar la noi, în proporție de 80-90%, mașinile sunt dotate cu POS. Cei care vor să plătească cu cardul pot plăti cu cardul. Ce avantaje să vă mai zic? Practic e ca un filtru, nu-i așa, cu toate opțiunile, clientul bifează în funcție de necesități, și aplicația se pliază pe nevoile cetățeanului și pe confortul acestuia.
Exact. Cât de important e, iată, confortul cetățeanului în mașina de taxi? Pentru că am auzit și inclusiv eu, mă duc cu taxi, fumează șoferul, miroase nu tocmai plăcut. Sunt aspecte de care, iată, taximetristul, nu? Trebuie să aibă grijă. Astea sunt încălcările legii, ce spuneți dumneavoastră. Fumatul în mașină, reglementat de legile în vigoare, este interzis de către șofer și de către pasager. Taxiul este considerat ca fiind spațiu public și de când a intrat în vigoare legea fumatului interzis în spațiile publice, intră inclusiv în habitatul taximetrului ca fiind interzis. Chiar dacă înainte mai existau călători care voiau să fumeze, legea 38/2003 interzicea doar taximetristului să fumeze, dar taximetristul, pentru a avea o cursă, pentru a face o călătorie, dădea voie clientului să fumeze, ceea ce nu era specificat nicăieri că e interzis clientul să nu fumeze în taxi. Ei, acum, după noile reglementări cu spațiu închis, și taxiul se încadrează la această categorie. De cât timp, iată, faceți taxi? Sunteți taximetrist? Faceți din pasiune, după cum văd că vorbiți cu așa o dedicare? Da, fac taxi din 2011. Am ajuns să fiu taximetrist dintr-o întâmplare. Ia, povestiți-ne, vă rog, cum s-a întâmplat. Eu am avut un job într-o companie mare din Cluj și compania cea mare și-a luat, să zic așa, catrafusele și-a plecat. Și atunci am luat decizia să mă apuc de taxi pentru că îmi plăcea foarte mult să conduc. Îmi place foarte mult să conduc. Și am luat decizia să mă fac taximetrist, că atunci știam sigur că pot să fac și bani și să mă exercit pasiunea de a conduce. Îmi place foarte mult să vorbesc cu clienții, cu oamenii, îmi place să socializez și am considerat că meseria asta mie e ca o mănușă. Mi se potrivește. Da. Oricine, nu? Poate fi taximetrist dacă nu ai dedicare, dacă nu ai pasiune pentru condus, mai ales la traficul din Cluj dinainte de pandemie. Trebuiau nervi. Trebuie să ai pasiune, da. Să-ți placă. Eu am o vorbă, am făcut multe lucruri la viața mea, dar niciodată nu am vrut să fac ceva de dragul de a face sau să treacă timpul. Dacă nu fac cu pasiune, mai bine nu fac deloc. Și consider că asta ar fi o lecție pentru toți cei care vor să facă ceva. Sunt unii care fac pentru bani, sunt care fac pentru, știu eu, alte interese. Dacă nu faci cu pasiune, mai bine nu fac. Sigur, deci, e un job ca oricare altul. Calitatea oricărui produs, oricărui lucru, calitatea este doar dacă faci cu pasiune. Așa este. Spuneam că este o meserie ca oricare alta, dar iată, din cauza pandemiei, are de suferit din punct de vedere financiar și al câștigurilor, pentru că știm că plătiți foarte multe taxe, autorizații, nu este ușor. Da, este adevărat. Toată lumea se întreabă cât câștigă un taximetrist în medie lunar, iar eu, din ce m-am documentat pentru emisiunea de astăzi, rezultă că tragi linie și cu prea mult nu te alegi după ce plătești. Da, aici vorbim despre costuri cu mai multe tipuri de a fi taximetrist. De a fi taximetrist independent, persoană fizică autorizată, de a fi taximetrist angajat sau de a avea propria afacere, să deții un autoturism sau o flotă care e mai norocos. Și câștigurile sunt fracționate sau cel puțin sunt împărțite pe fiecare categorie unde te încadrezi. Ca și taximetrist cu mașină proprie, avantajele sunt că nu dai banii către o firmă care, la care ești angajat. Ca să fii deținător de flotă înseamnă că primești bani de la cei care îți lucrează pe mașinile care le deții în flotă și până la persoana fizică autorizată care, indiferent cât încasează, are impozitul fix stabilit de legile în vigoare și atunci nu e afectat de perioada când încasează mult sau încasează puțin. Trebuie să-și facă un target anume sau exact, un plan. Exact. Când ești pe societate comercială, se aplică taxele care sunt pe domeniul respectiv față de forfetarul care e la persoanele fizice autorizate. Așa este. Vă rog, dumneavoastră, cum ați început? Cum am început? În ale taximetriei. Oh. Eu nu sunt din Cluj-Napoca, sunt din Mangalia. Tocmai din Mangalia. Am venit aici, m-am căsătorit
Și eram în căutarea unui pământ și am cunoscut un taximetrist care mi-a spus, bă, hai să luăm o casă împreună, să luăm un pământ, bă, din două să facem. Și așa s-a întâmplat că n-am mai ajuns să luăm pământul, că am luat o autorizație pe din două, că se cesionează o autorizație și am luat-o pe din două. Fac de 4 ani de zile, 4 ani jumate. Și practic am împărțit cu el aceeași mașină o perioadă de timp, după care am zis, bă, tu ți-ai mașina ta, eu mi-am mașina mea, ne vedem fiecare de drumul lui. Da, e foarte greu ca și meserie de taximetrist, e în primul rând weekendurile nu prea le mai vezi pe lângă casă. Bine, nu acum. Acum e vorbim weekendul. Vorbim de perioada dinaintea pandemiei. Da, da, da. Deci erau evenimentele, nu în erau, ciutezuri, exact, petreceri. Exact. Și atunci, ca să faci bani, trebuia să fii pe stradă. Nu aveai cum să stai acasă lângă familie. Și atunci făceai niște sacrificii. M-am atașat foarte tare de meserie. Îmi place să socializez foarte mult cu oamenii și puteam pur și simplu acum 4 ani să mă duc pe ride sharing, adică era ceva, dar mi-a plăcut taximetria, am încercat, atunci era un serviciu ilegal și așa, și totuși am vrut să fac ceva ce e în legalitate. Ca să aibă și durabilitate. Să aibă și durabilitate, da. Dacă ride sharing a intrat pe piața transportului de persoane folosindu-se de o breșă din legislație, ce nu-i interzis, îi permis, au profitat de inovația prin cadrul telefonului mobil, pentru că ei doar prin cadrul intervenției unei aplicații puteau să intre în contact cu clienții, nu ca și la taxi, când taxi are standul pe stradă, știe cetățeanul că acolo e placa cu taxi și mă duc și mi-au taxi de acolo și mă duc unde am de călătorit. Ei au intrat pe piață prin inovația din zilele de astăzi cu aplicațiile pe telefon. Noi am văzut care sunt slăbiciunile din domeniul taximetriei, de ce a pierdut taximetria teren în fața lor și atunci am decis să intrăm și pe segmentul ăsta de aplicații online și clientul să-și poată face comanda online, să poată plăti cu cardul, să nu aibă grija banului că nu am bani cash la mine sau trebuie să oprim pe traseu la un bancomat să-mi scot bani cash. Am implementat în cadrul aplicației plata cu cardul, prin ce spunea Florin, majoritatea mașinilor dețin în mașină un POS. Practic toate condițiile, iată, sunt, toate facilitățile sunt la zi. Mai rămân clienții, nu-i așa? Să vină să, da, să utilizeze aceste servicii. Fac un apel la clienți care vor să folosească serviciile de taxi. Click Taxi este un brand local, este o inovație de la noi, din Cluj. Și eu le recomand să descarce aplicația și să comande taxi cu Click Taxi, pentru că astfel ajută micii întreprinzători și companiile mici din oraș să se dezvolte. Așa este. Să fii taximetrist în Cluj și nu numai este și o meserie periculoasă, nu-i așa? Pentru că nu funcționați doar pe timp de zi, se mai întâmplă și pe timp de noapte, înainte când erau chefurile. Știm că mai erau și persoane care... Stare de ebrietate. Stare de ebrietate și nu e tocmai plăcut, nu-i așa? Ați avut incidente de genul? Da, au fost incidente de genul. Cum spuneam, fiecare meserie are... avantajele părțile, și dezavantajele. Părțile bune și părțile mai puțin bune. Trebuie să înveți cum să tratezi astfel de situații, să ai o politică proprie, cum să calmezi spiritele în astfel de situații. Dacă vezi că e recalcitrant pe fondul consumului de alcool, nu pui benzină pe foc și tu care ești ăla treaz să pui contre. Lasă lumea după ea că de tăța rămâne. Deci lasă-l să-și facă filmul, că până la urmă coboară din taxi și merg în treaba lui. Ideea e că faci
cursa ideală e să fie scurtă, o cursă de genul ăla, pentru că o faci cu o durere aici în gura stomacului, așa se ține ceva până să dă jos din mașină. După ce dă jos din mașină, așa simți o eliberare. Dar, cum am spus, dacă ai o politică proprie, cum să gestionezi astfel de situații? Dar dumneavoastră aveți experiență, iată, cu toate situațiile, cu toate cazurile. Da, până în momentul de față... Cum să le abordați? Am avut, să zic așa, cuvintele la mine, cum să procedez și cum să scap din situații conflictuale. Dar tot una mai neplăcută pe care să o țineți minte, tot ați avut, mai specială. Da, mi s-au coborât 4 flăcăi din mașină în urmă cu câțiva ani în Mărăști și mi-au lăsat toate 4 portierele și au fugit. Dar înainte de a coborâ din mașină, partea amuzantă, ei... povesteau pe mașină doi din spate, zice, noi coborâm aici și luăm bere, tu, ăla din față, era vorba, ăla din față, mergi și pregătești ce trebuia să pregătească, unde aveau de mers, și după aia noi luăm alt taxi și vinim cu berea. Și când am ajuns undeva în zona Mărăști, ăia din spate zice, noi coborâm aici, au coborât, și ăsta din față zice, mă duc pe bancheta din spate, că e mai confortabil. Și a coborât și el și au fugit toți patru. Și eu m-am uitat la ei cum fug și am strigat după ei, bă, dacă n-ați avut bani de taxiu, bani de bere aveți, haideți să vă dau bani de bere. Da, multe întâmplări, nu-i așa? Și multe de povestit. Da, doar că meseria e confidențială. Nu trebuie să faci și scandal. Facem, hai să ne caz. O cursă 15-20 de lei, am vrut să scot oarecum în evidență că trebuie să tratez și cu un pic umor situațiile astea, că altfel e super și pentru o cursă de 10-15 lei strângi buna dispoziție și s-ar putea să nu te poți concentra mai departe la lucru și poate să faci chiar și o nefăcută. Așa este. Ceva incidente? Mai puțin plăcute? Sau de ce nu și plăcute? Iată. Memorabile? Nu prea am avut. Într-adevăr, se întâmplă multe și așa, dacă aș sta să povestesc, aș avea aici, n-avem timp la emisiune, dar dacă ești maleabil, cum a spus și Gheorghe, se rezolvă totul cu să fii pașnic și maleabil așa cu el. Adică dacă omul îi place distracția, le cu distracție. Dacă îi place, nu știu, să taci din gură sau să dai muzica încet, dai muzica încet și mergi mai departe. Dar, în mod normal, legea interzice, adică îți dă dreptul ție ca și taximetrist pentru clientul aflat în stare de ebrietate să-l refuzi. În mod normal, de fiecare dată când vedeam unul care chiar nu se poate abține, nu mă puteam înțelege cu el, îl refuzam pentru că îmi dădea dreptul legea asta și știu ce se poate întâmpla. S-a întâmplat o grămadă de chestii, eu n-am avut, Doamne, îți mulțumesc. S-a întâmplat genul că, nu, să-l jefuiască pe taximetrist sau... tocmai din cauza asta am stat deoparte de oamenii ăștia. Și acum depinde și locurile prin care stai. Dacă stai lângă cluburi... nu o să iei niciodată oamenii treji și așa. Dacă... iată de ce este important ca să comande prin cadrul aplicației Click Taxi, pentru că în cadrul aplicației sunt înregistrați cu adrese de e-mail, cu număr de telefon și fiind datele astea înregistrate într-o bază de date, nu își permit să facă năzbâtii și client, da. Și taximetristul are o siguranță când ia comandă pe aplicație că cursa este înregistrată, datele clientului sunt identificate. Sunt înregistrate în baza de date în cazul în care se întâmplă o, să zicem, situație neplăcută sau chiar și când clientul poate să-și uite ceva în taxi, prin cadrul aplicației poate să ia legătura cu el și să-și recupereze bunul pierdut. S-a întâmplat, cred că de multe ori să găsiți bunuri uitate în taxi, pierdute. Da, sau au fost cazuri. Sunt de foarte bună credință și automat contactează. Au fost cazuri în care s-au învinovățit și taximetriștii din cauza faptului că fiind din cursă în cursă, portofelul, telefonul, actele, eu știu, orice altceva au rămas în spate, taximetristul nu s-a uitat. Următorul client s-a urcat și acolo
îi decala, nu știi cine, taximetristul sau următorul client. Și e o problemă acolo. Cel mai bine e să îți ții lucrurile bine lângă tine, să nu le pierzi pe nicăieri. Să nu se întâmple, iată, să nu se întâmple, da, incidente. Știm că, iată, ați învins și cu tarifele de taxi, care staționau, nu-i așa, stagnau de 6 ani, s-a reușit o ușoară mărire a lor. Care mai sunt nemulțumirile taximetriștilor astăzi? Aș putea spune că... Referitor cu administrația locală. Majorarea tarifelor a venit într-un moment, să zic așa, care nu era neapărat recomandat, sau mai bine zis, nu aș fi mers dacă știam că urmează o pandemie și lipsa de clienți, nu aș fi acceptat sau cel puțin nu aș fi mizat să se majoreze tarifele, pentru că o parte din clienții noștri sunt și cei care lucrează în domeniul Horeca și încasările lor au scăzut mai mult decât a taximetriștilor. Noi, de bine de rău, mai ducem un cetățean la spital, că la spital trebuie să meargă la servici sau în alte direcții. Dar cel care lucra barman într-un bar sau ospătar într-un restaurant și restaurantele au fost închise în perioada pandemiei, au suferit mult mai mult decât taximetriștii și ei erau clienții noștri. Și atunci noi ne gândim în direcția asta pentru cei care au veniturile scăzute, le-ar fi convenit să avem tarifele de anul trecut și să fie menținute cele anterioare. Din urmă cu 2 ani, în 2019. Tarifele au fost majorate la finele 2019. Cu toate că au fost majorate tarifele, în 2020 încasările pe taxi au fost cu tarife majorate, au fost sub jumătatea încaselor din 2019. Cum am spus, parte din clienții noștri au refuzat sau au ales alt mod de călătorie cu autobuzul sau situații cu bicicleta pe timp de vreme bună. Una dintre cauze, consider că au fost și tarifele care le-am majorat cu 2 luni de intrarea în pandemie. Da. Ce alte nemulțumiri, iată, aveți legate de administrația locală? Legate ce doleanțe locală, aveți? Ce ar mai trebui făcut pentru taximetriști, pentru spațiile unde știu că este o problemă și la standuri, unde staționați cu mașinile? Spun locuiți pentru că mă gândesc că mașina pentru dumneavoastră e ca o casă, ca un birou. Vă petreceți foarte mult timp acolo și... Știm că mereu vine poliția locală, ai depășit numărul de 3 mașini, tu ești a 4-a mașină, îți dăm amendă. Știm că sunt dese situațiile acestea. În situațiile astea e bine să respectăm ce scrie pe indicatorul rutier. Dacă scrie 4 locuri, când cele 4 locuri sunt ocupate, e bine să continuăm să căutăm un alt stand de taxi unde ne permite să stăm în numărul locurilor disponibile. Legat de problemele care, să zicem, le avem și doleanțele către autoritățile locale. În cadrul Asociației Taxi Transilvania, asociație care deține aplicația Click Taxi, sunt proiecte, sunt puncte de atins, dar pentru subiectul ăsta o să vină președintele Asociației Taxi Transilvania, domnul Daniel Mitrea, e în drum spre studio și el vă va povesti mai multe. Sigur, o să vorbim pe larg cu dumnealui despre toate aceste aspecte. O să puteți să dezbateți toate problemele astea, pentru că dacă tot am înființat Asociația Taxi Transilvania ca deținătoare a brandului Click Taxi și a aplicației Click Taxi, fiind o asociație a taximetriștilor, mizăm să atingem și alte obiective care sunt pe, să zic așa, pe capul taximetristului, care îl dor pe taximetrist, să mizăm și să rezolvăm alte doleanțe ale taximetriștilor din Cluj-Napoca și, de ce nu, Taxi Transilvania. Ne gândim să ne extindem, da, deocamdată în Cluj-Napoca. Planurile pe viitor în funcție de rezultatele care să sperăm că nu întârzie să apară. Sunteți, iată, în plină expansiune, în plină dezvoltare. Viitorul sună bine, nu-i așa? Sună bine, sună. Îi rog pe colegi dacă au pregătit și materialul video să-l vizionăm, vă rog.
Da, suntem din nou în direct, dragi prieteni, am urmărit și video, filmulețul. Dar acum, pe final de emisiune, va juca, iată, câte un mesaj pentru telespectatori și, de ce nu, pentru viitorii clienți ai acestei aplicații. Iată, cum, unde o găsim, unde o descărcăm, la cât mai multe comenzi, nu-i așa? Ei, o găsiți, o puteți descărca din App Store, din Google Play, chiar și din Microsoft. Avem pentru calculatoare, pentru Horeca, de exemplu, dacă vor să-și instaleze la recepție. Încurajăm toți clienții să folosească aplicația noastră, să ne susțină prin a o folosi. Avem reduceri, după cum am spus la început. Le mulțumesc tuturor care au apelat la serviciile noastre până acum și celor care o să vină de acum încolo și în primul rând și în al doilea rând vreau să mulțumesc tuturor taximetriștilor care au avut încredere în acest proiect și suntem aici. Ce să zic, veniți cât mai mulți taximetriști, suntem împreună o forță și putem demonstra ceva, vom putea schimba ceva. Vă rog. Eu mă adresez clienților să aibă încredere în taximetriștii clujeni. Suntem oameni civilizați, suntem oameni cu responsabilitate, facem meseria asta cu pasiune, marea majoritate dintre noi, chiar dacă în rândul nostru se mai strepară și câte un caz nefericit, pe ansamblu suntem un serviciu sau practicăm un serviciu de calitate și prin cadrul aplicației Click Taxi filtrarea este și triarea este mult mai severă, pentru că noi în cadrul aplicației luăm doar oameni 100% verificați și mașini întreținute și așa mai departe, ca să poată avea parte de o călătorie confortabilă și de bun simț. Și sigură. Și sigură, da, bineînțeles. Poate că vor mai fi scăpări pe aici, pe acolo, într-adevăr, dar clienții sunt diferiți, taximetriștii la fel sunt diferiți în aplicație, iar oferim acolo un meniu unde se poate bloca taximetristul respectiv. Ați avut o problemă, un incident, nu știu ce, nu v-a plăcut fața lui. Pur și simplu l-ați blocat, ăla nu mai vine la comandă. Adică e un plus pentru client. Să zic procedura așa. De selecție, iată, da, rating la finalul cursei de la o stea sau o jumătate de stea până la 5 stele. Dacă v-a plăcut călătoria, se poate da rating și pentru mașină. Dacă v-ați simțit confortabil în mașină, puteți da rating și călătoria să fie cât mai plăcută. Pe viitor, funcție de rating, știți ce mașină să vă alegeți sau șoferul la rândul lui. Aici vorbesc despre, mă adresez colegilor taximetriști, dacă văd un rating mai scăzut la client, știe că poate să genereze probleme dacă are un rating scăzut. Eu personal vă spun un mic secret al meu, îmi rezerv dreptul de a selecta sub 4 stele, nu mă înfing la comenzile sub 4 stele. Pentru că sunt situații, cum zicea și Florin, recalcitranți și așa mai departe. Și dacă mă uit și la istorie, dacă sunt 4 stele din 3-4 comenzi, nu iau în calcul, pentru că nu e relevant 3-4 comenzi. Dar sunt clienți în platforma, în aplicație, care au sute de comenzi. Și dacă la sute de comenzi vezi un rating sub 4, e un client care generează probleme. Dar în marea majoritate, vorbesc proporții de peste 90%, 95%, marea majoritate sunt peste 4,5. Deci clienții care utilizează Click Taxi sunt oameni de calitate și apreciază. Este un taxi mai selectiv, să înțelegem. Da, apreciază munca noastră. Și face singur. Se selectează singură chestia asta, pentru că ratingul... Totul doar la un click distanță, da. Iată. Exact. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc tare mult, iată, că ne-ați urmărit. Le mulțumesc invitațiilor mei, domnul Florin Toma și domnul Gheorghe Ilca, pentru ediția de astăzi. Am aflat lucruri interesante. Vă invit, nu știu, aveți o pagină și de Facebook pentru promovarea aplicației? Click Taxi Cluj. Să dați like, nu-i așa? Da, Click Taxi Cluj.
paginii de Facebook, iată, click Taxi Cluj. Și de ce nu să faceți o comandă, măcar din curiozitate, să vedem cum e, iată, această noutate pe piața taxiurilor din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc tare mult! Și dragi prieteni, o zi bună, la revedere!